potrivit circumstanță, ci în plus știi mine că este un minuțios cercetător al structuralismului internațional și global. Deci chiar e o chestiune pe care merită să o rețin. Aș mai adăuga însă o nuanță. Profesorul Marcus a spus acolo ceva foarte semnificativ. Perspectiva propusă de Virginia Moianu în, la data acestei monografii, care e de fapt un eseu, așa cum spuneați, este interesantă pentru că nu se limitează la un aspect sau altul a ceea ce se numește structuralism. Nu e vorba doar de lingvistică sau de critica literară. Aici există intuiția unei paradigme, unui mod de gândire, unei structuri mentale, se aduc argumente și se explorează domenii diverse. Ori, aici era accentul, după părerea mea, extrem de precis și de relevant, pus de Solomon Marcus, o asemenea perspectivă integratoare nu exista în acel moment. Sau nu era consemnată, nu era constituită într-un text coerent. Așadar, aceste lucruri foarte importante, aceste jaloane odată fixate, cred că mie nu-mi revine să repet lucrurile care v-au spus și trebuie să mă diferențiez cumva, să încerc să tematizez puțin într-o perspectivă, hai să spunem așa, socioculturală, felul în care percep eu importanța acestei cărți și a contribuției profesorului Nemoianu într-un sens mai larg, la comunitatea noastră, comunitatea noastră civică și politică, aș zice. Deci mai întâi s-a vorbit aici despre singularitatea sa, despre faptul că este o prezență inconfundabilă, ireductibilă în peisajul intelectual al anilor 1960, fără îndoială că așa este. Dar aș spune că trebuie totuși să-l gândim alături de câțiva alți reprezentanți remarcabili ai literelor și ai gândirii libere în general, din generația sa. A fost amintiți aici Toma Pavel, Matei Călinescu, Sărăun Sărăun Alexandrescu,